să ne vedem an de an în formula asta. Mă bucur că nu plouă, deși azi erau niște nori un pic periculoși. Multă lume m-a întrebat ce înseamnă pentru mine a 20-a ediție, trecând de faptul că, evident, ne-am schimbat cu toții, avem fire albe în păr, suntem mai obosiți și mai preocupați de alte lucruri de care n-aveam habar că există acum 20 de ani. Festivalul arată altfel, Clujul arată altfel, dar la modul cel mai sincer, pentru mine, acești 20 de ani au însemnat, în primul rând, faptul că am reușit să schimbăm niște destine. Au trecut prin acest festival, fie în calitate de voluntari, fie în calitate de membri ai echipei, fie copii care au fost parte a programelor noastre educaționale. Faptul că ei, în 20 de ani, au crescut, au ajuns să aleagă să facă în facultăți de film, de media, în România sau în Europa. Faptul că am schimbat niște destine și Clujul are astăzi un profil cu totul diferit față de prima ediție a festivalului, asta mi se pare cea mai mare victorie a TIFF-ului în an. Și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în acest festival de la prima ediție până acum și aș vrea să-i aplaudați cu toții. Astăzi a fost simpatic, vorbeam cu, ca să înțelegeți impactul muncii noastre asupra propriilor copii. Băiatul meu mare și alți băieți și fete sunt voluntari în festival de la 14 ani, de la 15 ani, iar fetița de aproape 5 ani al lui Cristi Hordilă, colegul meu din organizare, i-a spus astăzi că era foarte supărată că n-a putut să organizeze, așa cum a învățat de la tati, sărbarea ei la grădiniță. Pentru că ea a văzut la tata cum e să organizezi, cum să știi, să rupi bilete, să pregătești, să faci, să dai la oameni, task-uri. Deci ăsta e impactul major. Am reușit să transmitem puțin din ceea ce vedeți în jur, organizarea asta care încercăm să ne iasă cât mai bine în fiecare an și sper să vă bucurăm și anul ăsta. Dedic ediția asta tuturor copiilor și tuturor tinerilor care au trecut prin TIFF și care au simțit un pic sau au început să se bucure și să iubească filmul, cinematografia, media în această perioadă. Anul acesta arătăm la TIFF 165 de filme din peste 40 de țări din toată lumea. Avem aproximativ 900 de invitați. Ne apropiem de o cifră bună din anii trecuți. Au reușit să vină oameni din Spania, inclusiv înainte de a deveni Spania țară roșie. Au venit oameni și vor veni din India, din Statele Unite, din Mexic, de departe, doar pentru a fi aici la Cluj și a se bucura de festival. Aș vrea să mulțumesc asociațiilor Terra Dacica Eterna și Omnis Barbaria lui Lucian Panov, care și joacă în spotul festivalului. I-ați putut vedea la intrare, au avut un mic moment de animație acolo. Ei ne-au fost de mare ajutor în ceea ce veți vedea, dacă n-ați văzut încă spotul și toată campania de imagine a festivalului. Dacă vorbim de daci și de romani, vă recomand să mergeți la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei. Am văzut acolo expoziție extraordinară pe acest subiect. Vă recomand să nu o ratați. Anul ăsta, al 20-lea, a fost probabil cel mai greu an pentru noi, pentru că a trebuit să ne recalibrăm eforturile. Am vrut la o ediție aniversară de sărbătoare să ne iasă toate bune. Aș vrea să-i mulțumesc premierului, ministrului culturii, domnului Emil Boc, lui Rareș Bogdan, pentru faptul că împreună s-au implicat și au găsit finalmente o soluție legată de remedierea unei situații care era să ne coste foarte tare, respectiv finanțarea festivalului din partea Ministerului Culturii a fost tăiată cu aproape 65%, lucru care nu s-a mai întâmplat în 20 de ani. Asta așa, pentru că în România câteodată în ministere bugetele se taie de câte cineva care nu se gândește cantitatea de muncă și la ceea ce înseamnă TIFF-ul pe plan național și internațional.
am primit un e-mail în personal care a spus că asta e situația. Așa că mă bucur că eforturile tuturor au dat roade și chiar dacă gaura n-a fost reparată în totalitate, mă bucur că am reușit pe ultima sută de metri să nu rămânem cu stresul și cu panica faptului că vom rămâne cu datorii după festival. Sper la următorii 10 ani sau la ediția 30 să nu se mai întâmple lucrul ăsta și să nu mai avem sentimentul ăsta permanent că dăm examen an de an în fața autorităților și le mulțumesc celor care înțeleg și care apreciază ceea ce facem.